Așa, prin chat, you can pin a message to your chat. Trebuia să fie placa între noi. Las că o pun eu. Te rog. O pun eu. Că trebuie să fie placa YouTube între rog, noi. Te rog, suntem zero oameni și zero apreciere, adică suntem bine. Da, și care e treaba? Că vlogul ăsta va rămâne înregistrat și oamenii vor să intre și o să se mai uite la el. Atunci vă salutăm pe toți, da, care nu sunteți. Băi, noi suntem oameni faini, suntem creatori de conținut. Salutare la toată lumea, chiar dacă nu avem oameni aici. Știm că vlogul ăsta rămâne registrat, știm că vlogul ăsta, live-ul ăsta rămâne registrat, știm că voi o să-l vedeți. Și ce credeți, oameni buni, sperăm să ne intre ceva oameni ca să avem o discuție despre vlogurile din Dubai. Cum e și posibil, avem o apreciere, și nu aveam pe nimeni, acum, uite, sunt deja 6 oameni bună aici. Bună seara. Și bine ați venit la o discuție despre vlogurile din Dubai. Să ne spuneți în primul rând dacă ați văzut vlogurile din Dubai, o să repetăm asta când o să intre mai mulți oameni. Da. Bună Tatiana, bună Irina, bună seara. Las că am intrat eu, nu mai sunteți singur, nu mai sunteți singur, da, Georgiana, bună. Era că aici ați dispar comentariile, tu vezi? Ce tare. Am văzut, uite, Alina Coitor a văzut. 82 de oameni deja, mamă, bună seara. Dacă aveți ceva întrebări referitoare la vlogurile din Dubai, de-aia am intrat. Diana Stoica, bună, ce să facem, suntem bine. Am vrut să discutăm puțin despre vlogurile din Dubai cu oamenii care ne-au tot comentat acolo. Aia Zaria, I'm so sorry, but we don't know how to read in Arabic. Deci dorim să discutăm un pic strict despre vlogurile din Dubai. Cine n-a intrat, avem rugămintea să intrați să le vedeți. Aveți ceva întrebări pentru noi? Pentru că, am adus-o și pe Georgiana să vă spunem cât sunt de reale. Mulți au spus că am mințit și o să fac și un vlog despre chestia asta. Păi, când? Asta mâine, e... Da. Mamă, mi-am dat seama că vorbesc tare dintr-o bucată. A intrat Andia, te pup! Andia, te pupăm, Andia! Te pupăm, să rămână! Ce miște când un om e intrat pe toate platformele. Da. Maia, bună, Maia! Bună! Dacă puteam să dăm ăsta mai în spate, am făcut o greșeală cu ăsta. Trebuia ăla mai mic, îl dădeam mai în spate. Da. Așa, până mai pun oamenii întrebări, uite-te tu aici că mă duc eu să aduc cele la suport. Bună, da. Diana, bună, vă rog frumos, nu știu cum se practică aici pe YouTube, dar un like, ceva, am apreciat oricum. Ce v-a plăcut cel mai mult? Deni, deci deja a început Deni cu întrebările, eu pot să încep să răspund, mie mi-a plăcut foarte mult în deșert, foarte mult. E o experiență care n-are cum să fie nebifată dacă ajungeți în Dubai. Este frumos atât când ești în mașină și se fac drifturile alea și mergi pe dunele de nisip, pe o zăpăceală nebuneală, cât tot ce se tot ce include pachetul de deșert. Ai și belly dance, joc de focuri, mamă, mers cu Camila prin deșert. Da, ai cea mai frumoasă experiență. Numai puțin să mutăm și noi zona asta de live. Scuzați-ne puțin. Te dai cu snowboard-ul pe nisip. Uite. Ia fii atent, dă-te un pic mai spre mine. Așa. Ți-ai luat multe haine? Nu. Am luat haine cam pentru fiecare zi, ne-am făcut așa ținutele. Da, nu? Da, chiar nu am avut multe haine în Dubai, serios acum. Chiar n-am avut. Încercăm să ne facem aici cât mai bine și cât mai vizibil, dar cred că o să putem să facem chestia asta acum. Cât stăm pe live, că uite, să vadă foarte bine la oameni. Nu-mi place cum se vede, sincer, e o calitate foarte slabă. Da, mie mi se pare că e un pic blurat. În Dubai, sincer să spun, în afară de cald, băi, e frumos. Nu pot să spun că, băi, nu se merită, doar că și în Dubai sunt unele chestii care... cel puțin pe mine, mie nu mi-au plăcut, sincer să spun. Și am spus asta în vlogurile mele, v-am spus, dacă nu ați intrat, intrați în vlogurile din Dubai să le vedeți. Am spus și realități despre Dubai și am observat că în momentul când am vorbit chestia asta, pe unii oameni i-a deranjat. Și a zis că, de fapt, au fost unii care au spus, băi frate, ai plecat tu din România, ați te dus să critici Dubai. Da. Ei bine, știți cum e... Chestia asta, fiecare spune ceea ce vede. Eu am vrut să spun și adevărul, mulți influenceri și vloggeri ascund asta. Se poartă haine albe pentru că ei asta poartă, acele, cum se numesc, mă? Portul lor tradițional, da, ca să spun așa. Sunt haine tradiționale. Bonjour, Constantin, salutare. Constantin Stănică, te pup, ce faci? Uite, tu de la Buzău. Salutare. Uite, experiența primei seri în care am dormit pe stradă, ce sentiment v-a lăsat. Este primul nostru vlog din Dubai, vlogul când am dormit pe stradă.
Băi, ne-a lăsat un sentiment foarte ciudat în ceea ce privește tehnologia. De ce? Pentru că noi am făcut totul online și ne gândeam că uite ce se întâmplă în momentul în care nu ai, nu ai acte, ca să spun așa, hârtii să demonstrezi. Pentru că tehnologia ne-a demonstrat că aici are o bubă. Cele mai bune erau actele, știți cum se zice. Legat de dor de casă, mie nu mi-a fost, pentru că știam că... Na, doar deci 6 nopți. 6 nopți. 7. Eu și dacă mă ajunge la Survivor, nu mi-ar fi dor de casă, vă spun sincer. Aia Zaria! Da, mesaje foarte frumoase de la Aia Zaria. Mulțumim, Laura, mulțumim frumos. Mulțumim frumos, Laura, te pupăm. Da, deci acum să înțeleg că cei care sunt aici pe live v-ați uitat la vlogurile din Dubai. Olca, salam, aleikum. Da, cred că a zis în salam, salam, da, aleikum. Da, da. Hello, we don't speak Arabic, we speak only English. Mulțumim, Luminița, să rămână mult. Băi, și vă mulțumim foarte mult că vă uitați la noi. Știm că live-urile astea vor rămâne înregistrate pe YouTube, pentru că o să le dăm și la postat, să fie postate public. Și ne-am decis în ultimul, ne-am decis acum să facem un pic mai multe live-uri în zona asta. Și la un moment dat am observat că putem să și facem chestia asta de live duo. O să putem să intrăm împreună. Și o să intrăm și cu alți creatori, o să intru și cu Georgiana, să vedem, să vedem în ce constă încă un live. Încă ne obișnim cei drept cu YouTube-ul în ceea ce privește live-urile mai ales. A, și un anunț foarte mișto pe canalul de YouTube Georgiana Năstase, unde tocmai ce a făcut 100, peste 100.000 de urmăritori. Trebuie să vină și mie placa. O să vină a doua placă YouTube. La mine deja a venit placa YouTube și urmează a doua placă. Abia da. Aștept. De unde sunt oamenii de aici? Hai să vedem. De unde da, sunteți? Chiar. Where are you from, people? Așa, salutare, Sava, Călina, salutare, salutare. Ce vreți să faceți cu viața voastră în viitor? Viața noastră o să fie foarte frumoasă, asta putem spune. Și avem multe planuri, în special de online. Nu o să le spunem pe toate, pentru că eu am o chestie a mea personală. Nu îmi place să spun planuri, să le dau în online. Și o să le facem. O să facem foarte multe chestii frumoase în online. Acum în Belgia, buzoianul meu, Andia? Andia a spus în afară de prima seară, am mai repetat experiența? Eu pot să răspund pentru amândoi și după aia te rog să-mi zici tu. Eu recunosc că aș mai merge în Dubai maxim pentru vreo 4-5 nopți, atât, dar nu mai mult. Dragoș ar mai merge, ar mai face el câteva lucruri pe acolo, dar după aia nu cred că nici tu. Dar nu acum. Dar nu acum, adică nu. Aș vrea să văd dacă s-a mai schimbat ceva peste vreo 50 ani. Îți dau un exemplu, sincer. Adică vreau mai aproape, vreau în Europa la noi. Consider că sunt locuri mult mai frumoase. Sunt în Bistrița Năsăud, uite, Luminița. Să-mi spui ce vrei să faci, ci doar ceea ce ai făcut, corect. Ce ai de făcut, așa, da, corect. Așa, exact, exact, da. Da. Corect, Stănică, să știi că așa e. Așa. Roblox, n-am înțeles mesajul. Ce mișto este la Employees Mall. Uite, da, e foarte frumos. Dacă mă uit la vlog, postați vloguri, sunt din Râmnicu Vâlcea. Ai, mă, ce scumpă e, mă. Râmnicu Vâlcea, mă. N-am trecut noi ieri pe acolo? Ba, da. Andia, noi am trecut ieri pe acolo, pe la tine. Nu ne-ai simțit energia. Neamț. Da, eu, noi am fost ieri până la Căciulata, cred că Râmnicu Vâlcea acolo, nu? Da, am trecut prin Râmnicu Vâlcea. Da, noi am fost ieri până la Căciulata. Nu, nu mai suntem în Dubai. Nu mai suntem, nu. Mulțumim, Gina. Cei care sunteți aici, sperăm să vă uitați la vlogurile noastre și avem mare nevoie și dacă ne puteți ajuta să vă uitați la ele complet. Sau dacă n-aveți voi timp, să le dați să redea. Adică gen să le lăsați să meargă odată pe ecran, în dacă Dubai, puteți. În Dubai, poate că el ar merge cu tiroliana, nu știu sigur, da. Și eu, poate. Aș mai merge în acea clădire unde este doar sticlă și practic tot ce vezi în jos e printr-o sticlă și tu ești la înălțime. Aș merge și acolo. Ce mai e de bifat? Că nu mai sunt multe așa. Da, băi, sincer să spun, eu aș mai merge, mi-aș dori pe viitor, dacă aș mai avea posibilitatea să merg în Dubai, să merg sub o altă formă, și anume să încerc și experiența unui hotel de 5 stele, da. Da? Și cam atât, și gen să închiriez o mașină de aia scumpă. Ce frumos, Raluca! Stai, aproape, Georgiana, idolul meu dragă, cel mai tare băiat, te pup, Raluca, să rămână! Mulțumim, din Piatra Neam, de aproape de Bicaz, super! Ce frumos, mamă, trăiești într-o zonă foarte frumoasă a României, am fost acolo. Eu m-am uitat... aproape de când ați făcut YouTube. Mamă, mulțumim frumos. Laura, mulțumim. Băi, mult. Da, chiar, uite, ca să vă și spunem ce urmează pe următoarele luni de zile la noi, mi-am propus cu Georgiana să facem undeva la 3-4 sketch-uri pe lună pe YouTube, sketch-uri mari, și va urma un sketch super tare.
Super tare. Va urma un sketch Ce tare! Cu Dragoș Arab, Georgiana se căsătorește cu el. Da, uite, Andia, chiar nu am realizat bine, de fapt nici nu știam că ești din zonă, că ne era mare drag. Vă urmăriți și pe TikTok și pe YouTube, da, băi, mulțumim să ne urmăriți frumos. Și pe TikTok, ce drept, TikTok-ul zilele astea are o bubă, că știți că e o problemă are mare. Are ceva bug-uri, da, da, nu știu. Da. Bine, și YouTube-ul am observat că nu sunt așa, cine știe ce vizualizările și noi nu am schimbat mare lucru, dar e ok. Eu mă bucur că vă uitați la noi și că zâmbiți. Dacă ne vezi la Luca prin Ploiești vreodată, indiferent de unde ne vezi, vino și trage-ne de mânecă. Da, da, noi suntem prietenoși, să știți, și bineînțeles suntem oamenii normali. Pentru că majoritatea oamenilor din online și cei mari, cei cu cifre, deja se comportă ca niște vedete și nu cred că e cazul. Eu cred că trebuie să muncim și să rămânem pământeni, orice ar fi, indiferent de orice ar fi. Asta da. A, și apropo, ne veți vedea în această duminică. Duminică la Neața cu Răzvan și Dani. Nu știu, 2-3 aprilie, cred nu știu. Cred că 2. Da, 2 aprilie. Duminică 2 aprilie vom fi la Neața de weekend cu Răzvan Neața, și Dani. Da, de weekend. Pe Antena 1. Nu am fost în Reghin, însă este soțul verișoarei mele de acolo. Da, și Andreea Larisa. Știu și o persoană de Reghin. Dacă știu și eu că sunt de Reghin. Uite-mă, Laura, da. Te pupăm. Te pupăm, Laura, să rămână mult. Ce floare să-mi fac mâine unghiile? Roșii. Întrebare random. Roșii, serios. Mie asta nu mi-a plăcut, cine știe ce. Adică am observat că a fost șters așa ca nuanță. N-a fost, nu s-a remarcat. Știi? Roșii sau verzi? Roșii, gata. Da. Cătălina, salutare, salutare, te pupăm. Cătălin Socaciu. Ah, Cătălin, îmi cer scuze. Eu nu sunt la și cu... fete visezi. Nu, mă, bă, eu sunt și cu ochelari și are eu știți cum e. Model vede foarte bine cu ochelarii, asta sunt liniștiți. Ionel Vasile, salutare, ce faci? Bună, 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 bună. Salutare bună. La toată lumea. Da, mă, oameni buni, și ne-am decis să mai facem și un live aici pe YouTube. Ce drept, am făcut unul singur acum ceva timp. Zic să-i George, ce șolt. Ok. Și mai autentic și fenomenal creator. Geia, a, Geia. Nu ați uitat de unde ați plecat ca alți creatori. Să rămână mult, Andia. Dar să știi că totdeauna, cred că se păstrează. Bună, Diana! Diana, hello! Se păstrează lucrul ăsta la oameni ca noi, sincer. Tipul cu Duba! Cum să nu, omul meu? Tipul cu Duba. Te-a mai zis și Cătălina. Tipul cu Duba, fratele meu. Băi, dacă aveți nevoie... Tipul cu Duba, intrați pe TikTok, tipul cu Duba, că live-ul ăsta rămâne înregistrat oricum. Da. Da, știți că pe TikTok au și eu, pe YouTube, live-urile rămân înregistrate. Da. E foarte mișto. Meme Africa Fights, bună, salutare. Uite, chiar ce mă gândeam la o versiune foarte șmecheră, o să vorbim cu Robert Bulimeș cum să mulțumesc, facem. Andrei, ce aș putea bucur să fac eu pe YouTube, sincer, aș putea să fac o chestie de live ca să intrăm în fiecare vineri cu niște subiecte de astea, așa, în care să râdem cu oamenii. Ar să facem cu o fain cameră web, știi, să fie totul formatul YouTube-ului, să nu fie cu telefonul. Vreau să mă cere să te faci din Carrefour Food. Da, Luca, mulțumesc mult, mai postez. Da, să mai primim oferte de la Carrefour și o să mai postăm cum să. Mamă, abia aștept să mă vină și mie plac. Da, o să... După aia să vină aia aurie la tine. Da, la 1 milion. Eu, dacă n-ați dat follow, să dați follow, pentru că vreau să ajung și eu la 1 milion. Bine, mai am mult de muncă și promit că o să muncesc ca să ajung la 1 milion, pentru că asta îmi place să fac și asta îmi doresc să fac în mare. Mie nu-mi place oglindirea asta de lumină în ochelari, Dana. Se vede și se aude foarte bine, da. Veniți în România la Reșița. Că mă rog, vă iubesc. Să rămânem mult, Laura, cum să nu. Te pupăm, Laura. Prieteni, că nu te știu că ești popular, dar nu cred că e nimic special. Da, nu știu dacă e ceva special că ești popular, pur și simplu se simte bine că ți este recunoscută munca, pentru că indiferent de ce ar spune oamenii, aici în online este o muncă. Dar în rest nu pot să spun că ai cine știe ce beneficii. Într-adevăr, dacă muncești cum trebuie și muncești bine și știi ce trebuie să faci în online, ai și beneficii, că n-ai normal. Ca și la serviciu, nu te-ai duci niciodată la serviciu dacă n-ai avea beneficii. Hai să fim realiști. Da. Păi da. Ionuț, bună seara. Așadar, bună. Cine n-a intrat? Stai. Mie, Andia, mi-a plăcut foarte mult mâncarea, pentru că am și ales ce să mănânc. Evident că n-am mâncat vită, că nu mănânc, n-am mâncat oaie nebunit ce mai mănânc ei pe acolo. Dar eu tot ce am mâncat și mi-a plăcut. Giulio, te pup, Giulio, mersi. Elena, în schimb, bună. Aici, nu știu, nu e chiar același Băi, lucru. Băi, haideți să vă spun o chestie. Referitor la mâncarea din Dubai. Eu nu mănânc mâncare
foarte condimentată și nu la capitolul picant, condimentat. Nu-mi place condimentatul, iar eu oricum am rămas dereglat de când am avut COVID și nu mi-a plăcut gustul mâncării din Dubai. Însă, problema este că în Dubai nu am găsit foarte multă mâncare, adică să ai de unde să alegi. Nu am găsit. Și cea mai bună mâncare, după punctul meu de vedere, pizza. A fost pizza și McDonald's. Mulțumim frumos, Laura, mulțumim peste tot. Mult! Să rămână mult. Da, sperăm că o să putem să facem și duminica, acum când o să mergem la Antena 1 la Neața, putem să facem un vlog, dar ne-au spus că nu o să avem acces să filmăm foarte mult. Eu mănânc caracatiță. Ia uite, și ție-ți place. Și mie îmi place, da. Bună, Nicușor, bună, 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 bună. Salutare la toată lumea. Ce emoticon, da, sunt vezi? Interesante emoticonele, că-s diferite. Da. Raul, salutare. Păi, vă pupăm pe toți și vă mulțumim că ați intrat, că nu o să mai stăm mult pe live. Noi tocmai ce am terminat sesiunea de live și pe TikTok. Vă mulțumim din tot sufletul că ați intrat cu noi aici și promitem foarte să tare. Facem mai des chestii de genul. Și vă rog eu frumos, poate o să intrăm zilele viitoare, intrați la vlogurile din Dubai să vă uitați și dacă aveți ceva întrebări, să le puneți aici. Iar sâmbătă și duminică voi mai posta eu niște vloguri tot din Dubai cu ceva păreri, cu apartamentul și o să arăt niște chestii reale să vedeți de ce am spus că am dat de calitate zero din punctul meu de vedere și o să vă arăt punctual. Vă arăt cum se închidea o ușă de mobilă da. La 4 stele. Iulian, salutare! Te mulțumim frumos că ne urmărești, să rămână mult! Noi anunțăm oricum pe Instagram în ce orașe suntem și cu mare drag dacă ne vedeți puteți să facem o poză sau să vorbim. Am auzit notificarea pe YouTube. Mulțumim frumos, tipul cu Dubai, te pupăm. Băi, notificare, vezi? Vă pupăm pe toți, vă mulțumim că ați intrat mulțumim cu noi aici. Mulțumim de tot. Seară minunată să aveți și vă intrați mulțumim... să vă uitați la vlogurile din Dubai. Da, și vă mulțumim și la și vă mulțumim și celor care ați intrat și ați văzut clipul ăsta în varianta înregistrată și nu în varianta de live. Pupăm Diana, Andia, pupăm pe toată lumea, mulțumim mult. Da. Vă pupăm pe toți. Pa, pa.